În acest film continuăm cu partea teoretică legată de electricitate și anume o să vorbesc despre legile lui Ohm și ale lui Kirchhoff. Înainte să intru în subiect, aș vrea să-l salut pe sau să o salut pe Flow Graphics. Salut Flow Salut prieten, sunt Marius. Am început în episodul trecut să discutăm despre rezistoare și vă spuneam că o să mă limitez în, în, în respectivul episod, în respectivul film, la chestiuni practice. În acest film o să discutăm despre noțiuni teoretice și, în măsura în care lucrurile vă plictisesc, skip și uh, treceți la următorul film. Vorbeam despre uh, rezistențe și am uh, dat un exemplu de circuit cu două rezistențe legate în serie. Și dacă ăsta este R1 și ăsta este R2, vă spuneam în episodul anterior că fiicură, acest ansamblu de două sau mai multe rezistențe poate fi înlocuit cu un echivalent, în care practic avem o singură rezistență. Și această rezistență echivalentă este în cazul de față R1 Plus R2. OK? Dacă acest circuit este sau aceste două rezistențe sunt singure în circuit. Și dacă haideți ne imaginăm că le avem așezate invers pe verticală și să presupunem că ele sunt alimentate la o sursă de curent. O să intercalăm aici un un device, un aparat care se numește ampermetru și care măsoară intensitatea curentului electric care trece prin circuit și haideți să ne imaginăm că avem aici o sursă de curent și fie ea curent continuu fie curent alternativ în cazul rezistoarelor nu face uh, nicio diferență da? dacă avem aici R1 și aici R2 uh, o primă Noțiunea pe care aș vrea să o rețineți este faptul că rezistoarele au, aceeași, au același comportament și în curent continuu și în curent alternativ. Haideți să presupunem că aici avem o tensiune de 10V și să dăm și valori pentru aceste, pentru aceste rezistențe. Dacă R1, să zicem, este 100 de omi și R2 este 200 de omi, sau hai să zicem 400 de omi, putem să calculăm deja niște, niște lucruri. În primul rând, hai să calculăm rezistența echivalentă, care este, așa cum am zis, că este R1 plus R2, adică este 100 plus 400, adică 500 de omi. În acest circuit putem aplica legea lui om. Legea lui om, sau una dintre legile lui om, spune că tensiunea este egal cu produsul dintre intensitatea curentului și rezistență. În acest circuit avem o rezistență de 500 de ohmi și avem o tensiune de 10 volți. Deci putem calcula foarte ușor. Ce tensiune, ce intensitate de curent trece prin acest circuit? Și I este egal cu U pe R, de unde rezultă că I este egal cu 10 v împărțit la 500 de ohmi. Este egal cu, egal cu 0,02 amperi sau 20 de miliamperi. Un alt lucru pe care îl putem calcula este căderea de tensiune pe fiecare, pe fiecare dintre rezistențe. În momentul de față, cunoaștem curentul fiind o, un singur circuit, curentul este același, adică nu pot să am aici 2 A și aici să am sau să zicem 1 A și aici să am 4 A. Nu se poate, da? Este o singură circuit, un singur un singur braț, curentul este unic și l-am calculat ca fiind raportul între tensiunea cu care alimentăm și rezistența care se opune trecerii lui. Cu alte cuvinte, acești 10 V trebuie să treacă dintr-o parte în alta printr-o rezistență de 500 de ohm. Și acum folosind legea lui Ohm, putem să calculăm ce cădere de tensiune avem pe fiecare dintre rezistențe. Și dacă știm curentul, căderea de tensiune o aflăm cu formula U egal cu I ori rezistența, da? și să zicem U1 egal cu I ori R1, Adică vom avea 0,02 amperi de înmulțit cu 100 de ohmi și vom avea o cădere de tensiune de 2 volți. U2 se poate calcula în normal prin diferență, adică dacă aici am 10 volți și aici am o cădere de 2 volți, e clar că pe asta se pierd 8 volți. Dar o să și calculăm este egal cu I ori R2 și este egal cu 0,02 amperi de multi cu 400 de ohmi egal cu 8 volți. Vorbeam în episodul anterior despre puterea pe care o uh, disipă aceste, aceste uh, rezistoare. Uh, o altă lege a lui om, referitoare la putere, spune așa că P egal cu U ori I. Legea lui om e Pui. Această lege a lui om pentru putere se scrie în mod diferit în măsura în care vorbim de curent continuu sau de curent alternativ. Deoarece rezitoarele se comportă la fel și în curent continuu și în curent alternativ, doar o să menționez acest lucru. Da? Deci, în curent alternativ, legea lui om se scrie P egal cu U ori I ori cos de fi. Iar în curent continuu. P egal cu U ori I, pentru că acest cos de fi este 1. Cos de fi asta se numește, este defazaj și apare general la aparatele care au motoare. Haideți să revenim la puteri, deci să calculăm P1. P1 putem să-l calculăm în două feluri, sau în două sau în trei feluri chiar. În primul rând putem să avem U1 ori I și U1 știm foarte clar că este 2 volți, Înmulțit cu I, care este 0,02A, obținem că este 0,04VA, iar în cazul curentului continuu putem să scriem că este 0,04W. P2 este U2 ori I și este egal cu 8V, demulțit cu 0,02A, adică este egal cu 0, 16 volt ampere sau 0,16 W. În măsura în care avem instalate un circuit rezistoare care au putere disipată mai mică decât această valoare, aceste, acest circuit se va întrerupe prin arderea rezistenței care are puterea disipată mai mică decât ceea ce am calculat sau ceea ce necesită acest circuit. O altă modalitate pentru a calcula această, valoarea acestei puteri este să înlocuim pe U cu formula I ori R. Da? Deci ar veni P1 este și în loc de U1 scriem I ori R1 demulțit cu I sau este I pătrat R1 și obținem același lucru. Dacă avem I 0,02 la pătrat de înmulțit cu 100, și o să punem unitățile de măsură la sfârșit, o să trec direct, nu mai trec amper pătrat ori om, trec direct Watt. Și vom calcula 0.02 ori 0.02, de înmulțit cu 100, obținem 0.04 Watt. O să mă opresc aici. Și o să continui în episodul următor despre legea lui Kirchhoff, despre una dintre legile lui Kirchhoff. Dacă aveți întrebări referitoare la legea lui om și la modul la care am calculat aceste, aceste date aici, le aștept în secțiunea de comentarii. Dacă nu, sper ca și filmul meu să vă fi ajutat și dacă ați rezistat până la sfârșit și v-a plăcut, vă invit să utilizați butonul de like și în măsura în care vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori să câte ceva nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao.